Mergeți? Mergem, da? Filmul a fost făcut de profesorii de la Harvard. Este prezent aici Lisa Baraboș, pe care și vă invit să o cunoașteți, urmând ca apoi să prezentăm filmul. I hope that if you have any questions afterwards, I will be able to answer them. Thank you. Domnule dragă, ce se întâmplă aici? La biserică, ce? Film. Film, da. Întotdeauna ultima zi a festivalului o facem într-o localitate alta decât spațiul oficial al festivalului. De data asta am ales filmul Sweet Grass, care este un film despre transumanții, despre păstorii din Montana. Am adus acest film în biserică. Pentru prima dată, după știința mea, se proiectează un film într-o biserică ortodoxă. Proiectăm filmul, oamenii se uită cu foarte mare interes și cu siguranță fac fel și fel de comparații între felul în care ei cresc oile, între felul în care ei fac transumanța, între modul în care și la ei se termină transumanța și mai cu seamă se termină și la noi. Când ai fost, Matale, ultima dată la film? Nu mai știu. Eu cred că asta se datorează filmului Astra de la Sibiu, care în această săptămână a fost filmul Astra la Sibiu și cu această ocazie a venit și în comuna noastră să ne prezinte un obicei de transumanță, probabil a oilor, pentru că și la noi în comună este tot o comună de munte. Da, facem. Mulțumim la Dumnezeu de ce ne-o dat și să ne dea și de ce ne-o dat. Sănătate multă! Numai bine. Succes și ne bucurăm. Deci azi se încheie și hai să pun punctul. Da. Punctul. No. Numă lunea și mărțău! Numă lunea și mărțău! Cer cu joi și vinerea! Cer cu joi și vinerea! Sâmbătă numă! Mi se pare ceva foarte interesant și benefic pentru mărginimea Sibiului. Cred că prezentarea directă a comunei, a localității, a portului din mărginime va face bine zonului și, să spun așa, sectorului turistic din zonă. Manifestarea de astăzi vrea să arate valorile ce le avem în mărginimea Sibiului și vrea să arate că noi am venit să îmbogățim Uniunea Europeană atunci când am intrat în ea. Mie mi se pare că ceva normal, că în satul românesc sau mărginimea Sibiului intră în normalitate. It was a wonderful experience. It was very, very special for me. It was I make films because I'm interested in other cultures, people who live in ways that I don't live, and it was so wonderful to be able to share that with people here in such an interesting context, in such a beautiful context. I feel very privileged to be welcomed into the church in that way and to have people watching something that a film that means a lot to me. Una, doi. Dubla 1, 3.